S-a constatat că fiecare grupă de sânge are propriile sale caracteristici. De exemplu, purtătorii grupei 1 au cel mai mare risc de afecțiuni cardiovasculare, dar adesea întâmpină dificultăți în a avea copii din cauza problemelor de reproducere. Purtătorii grupei 4 sunt cei care trăiesc mai mult. Acești oameni suferă cel mai puțin de răceli, dar prezintă un risc ridicat de anomalii cardiace. Cei mai afectați sunt cei cu grupa de sânge 2. Aceștia se îmbolnăvesc mai des de răceală și diabet. În plus, sunt predispuși depresiei. De asemenea, există o probabilitate mare să se îmbolnăvească de cancer gastric. În ceea ce privește grupa de sânge 3, cercetătorii consideră că aceste persoane se îmbolnăvesc mai puțin de boli infecțioase decât alții. Cu toate acestea, ei au alte vulnerabilități, cum ar fi otita și oncologia. Anterior s-a raportat că cercetătorii de la Universitatea Karolinska au menționat grupa de sânge care prezintă cel mai mare risc de afecțiuni oncologice. Specialiștii au efectuat un studiu în care au analizat datele a câtorva mii de pacienți. Informațiile au fost colectate și monitorizate pe parcursul a 25 de ani, relatează dailynewsstory.com.